vrei ca Brizi fricul tău să nu mai fie așa și să fie așa? Atunci ai venit în locul potrivit. Până să începem, totuși aș vrea să menționez că mai avem foarte puțin până să facem 2700 de abonați, doar 40 de abonați și ajungem la această sumă. Așa că dacă lăsați un subscribe, eu vă mulțumesc, vă pup. Eu voi încerca să țin acest tutorial cât mai scurt și să fie cât mai ușor posibil pentru voi. Hai să trecem direct la treabă. În primul și în primul rând, trebuie să intrăm în setări și să mergem la controle, unde vom da disable la keyboard aerial safety. Dacă avem keyboard aerial safety, dacă vă uitați și în overlay de tastatura mea de jos de acolo din stânga, o să vedeți că dacă țin W apăsat și sar, nu o să mi se ducă mașina în jos absolut deloc și e aproape imposibil să fac ceva. Și dacă vreau să fac ceva, trebuie să apăs din nou pe W ca să mi se ducă mașina în jos. Așa că mergem frumos la control și dăm disable ca să ni se ducă mașina în jos. Cel mai important lucru de care aveți nevoie în pregătirea voastră pentru a face un brizific este controlul asupra mingii. Trebuie să-l aveți mai mult decât perfect sau chiar perfect, pentru că fără un control bun asupra mingii nu o să puteți să faceți brizificul, ceea ce este, vă dați seama, destul de dificil, pentru că pe absolut orice alt flick ai nevoie de un control bun asupra mingii, tornado flick și multe alte flick-uri, știi ce zic? Următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să exersăm cât mai mult acest aerol. Pentru că, na, Brizi-ul este format din acest aerol și dacă vreți, eu vă sfătuiesc să faceți așa de multe ori până vă intre în Master Memory sau puteți să faceți chiar și un Brizi în aer. Dacă faceți un Brizi în aer de la început, o să vă fie mult, mult mai ușor să-l faceți și cu mingea pe voi. După ce facem câteva minute așa de nebun cu mașina prin free play, mergem frumos, apăsăm pe 2 și ne luăm și mingea pe noi și încercăm să facem acest aerol doar ca să ne vină mingea înapoi pe capotă. Dacă ne vine mingea înapoi pe capotă, este foarte bine, pentru că înseamnă că am priceput cum stă treaba cu brizificul. Iar apoi, după ce am reușit să facem și toate acestea de mai multe ori ca să avem un control decent asupra mingii, o să începem să ne antrenăm la brizific. Mergem direct și dăm un brizific frumos și acum vom face un mic close-up la ceea ce am făcut. După care încep să-mi țin un control destul de bun asupra mingii, țin boost apăsat, W apăsat, după apăs pe S, pe D, pe Q ca să fac aerolul, țin apăsat pe S și pe D, după aia las S-ul, apăs din nou pe D și dau flip în minge pentru a ieși un breezy flick clean, zic eu. Iar aici vă las un close-up la overlay-ul de la tastatură ca să puteți înțelege mai bine ce am apăsat și cum am apăsat. Cam ăsta a fost tutorialul, dacă vreți mai multe tutoriale de acest gen în mai puțin de 3 minute, lăsați în comentariu mecanica. Vă pup!